Eu am ajuns multimilionar la 25 de ani. Aia vreau să te întreb, 25 da, de ani deja? 25 de ani. La 25 de ani deja... Treceai de 10 milioane? Am pus avionul pe plan, pe pilot automat și i-am dat rată de urcare, cerusem urcarea deja de la turnul de zbor. Dintr-o dată îmi intră niște alerte foarte severe, alertă teren, alertă teren, prima oară în zona galbenă, după aia în zona roșie, asta înseamnă că este pericol iminent de impact. Adică muntele este aici și rata cu care urci tu este mai mică decât înălțimea în care trebuie să treci peste munte. Uh, poate un om de succes uh, care face bani să fie în același timp un bun creștin să... Beția succesului și beția puterii sunt niște lucruri extrem de periculoase. Cum ai reușit să nu te pierzi în, în, în toată treaba asta? Adică și te-a o, o, o chestie interesantă. Bucuria adevărată în prevința banilor sau în prisma banilor vine din ceea ce poți să faci cu ei. Vă salut, dragilor, și vă spun bun venit la un nou podcast aici la Ecclesia Life. Bucuror să fim împreună. Salutăm în mijlocul nostru uh, un om pe care îl respect și un om pe care uh, o să-l cunoașteți mai îndeaproape astăzi. Mulți ați auzit de domeniul lupaș, poate mai ales cei din vestul țării și nu numai, mulți ați fost acolo participând la un eveniment sau la o nuntă, la orice altceva. Astăzi vorbim cu Marian Lupaș, invitatul nostru aici la Eclesia Live și cunoaștem omul din spatele a ceea ce noi știm ca fiind domeniul Lupaș. Bine ai venit, Marian, la podcast! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, Gabi! Sunt onorat să fiu în seara asta aici, o să avem discuția pe care o avem. Am acceptat oarecum cu strângere de inimă, nu sunt o persoană care să vorbesc atât de mult. A, a fost un în... pic de muncă de convingere. Da, nu sunt o persoană publică, nu sunt o persoană care iese în public sau care are o pregătire de a vorbi foarte mult în public, dar o să încercăm să ducem un fir de discuții care să spună mai multe despre ceea ce facem și despre activitățile noastre de zi cu zi. Te rog. Da, oricum activitatea da. ta e una publică, chiar dacă tu nu, tu ai stat cumva mai în spate, știi, dar cred că ai ceva de spus și tocmai de aia te-am te invitat. Cum te caracteriza așa în câteva fraze? Cine e Marian Lupas? Marian Lupas, am 43 de ani, sunt soț, tată, antreprenor, filantrop, pensionar. Mai greu de. Wow, stai, 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 ești pensionat. <laughs> da, ajungem și acolo. Ok. <laughs> ajungem și acolo. Sunt un om care. Cred că sunt un om simplu, îmi plac lucrurile simple, dar în același timp cred că pătrun să o văd și dincolo de viața asta de zi cu zi simplă și am am, cum să zic eu, activități care prin ceea ce noi pun la dispoziție, prin ceea ce noi facem, impactează mulți oameni. Mulți oameni. Da, lumea te cunoaște și cunoaște mai ales, mm. poate că unii nu te cunosc neapărat pe tine, dar cunosc castelul, nunta la castel sau felul în care te-ai promovat de, iată, de câți mm. ani de ție afacerea de la domeniul lupaș? Um, am început probabil um, Achiziția propusă a locației a fost în anul 2006. Uh -huh. Atunci, împreună cu încă doi prieteni, am hotărât să facem un centru de misiune. Am cumpărat, eram în, implicat deja în, în piața imobiliară. Printre toate afacerile care, sau proprietățile care ni s-au oferit, a fost și această proprietate o feche fermă. Are o poveste foarte interesantă și o să o dezbat puțin. Mi-ar plăcea să povestesc cum am ajuns proprietar acolo. De mic copil am lucrat și am trecut pe foarte multe etape și faze, și unele dintre ele, din tot ceea ce am discutat, știu că sunt comune, adică. Mama este din zona Anina, care ar de lângă Semenic. De mic copil am fost acolo, am crescut, am fost cioban la oi, am tuns iarbă, am făcut fân, cum se făcea pe vremuri. Deci făcut... da, da, nu da, ești da, arăt de an? Ai fost cioban la oi? Da, am fost și cioban la oi. În vacanță mă gândesc, um... sau... M în multe luni, multe luni de zile înainte de a începe școala copil fiind, după care toate vacanțele a fost acolo. Uh, vreau să spun numai că de uh, de mic am lucrat în zona fermei, sau în zona de animale și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Uh, mai târziu uh, uh, țin minte, cred că era prin anul 98 când uh, am uh, lucram efectiv pământul părinților în zona uh, în zona Pilu, de acolo de unde este tata și o întâmplare foarte interesantă este că am făcut pană la mașină, aveam o dace cum avea toată lumea, uh -huh. și am făcut pană la mașină undeva înainte de o fermă, nu știam. Am întrebat unde găsesc o vulcanizare și cu roata în spate uh, am luat-o către localitatea Simanda. Acolo era prima vulcanizare unde puteam să uh, repar roata. Și uh, trecând pe lângă o fermă, nu știam ce este înăuntru, nu știam ce se întâmplă acolo. Era vorba de fostul Ia scânteia, ferma, scânteia. Am uitat așa un pic și. Wow, zic, o fermă, animale, frumos, nice. Pardon, am întins... Uh, una și zic, Doamne, da și mie. Asta a fost o chestie care de-a lungul vieții m-a... Deci te-ai rugat când ai trecut pe da, lângă... Da, a fost o rugăciune foarte scurtă și chestia asta s-a repetat de mai multe ori de-a lungul vieții. Dar o să vă spun așa foarte, foarte interesant că la șase luni de zile după ce am cumpărat proprietatea și deja eram acolo în, 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 Nu știam, v-am spus, nu știam acolo, inițial nu știam ce este... Este un castel, nu știam istoria castelului, nu știam istoria fermei care s-a construit în jur, nu știam absolut nimic. Dar când am ajuns acolo să fiu proprietar, mi-am adus aminte de faptul că eu am cerut de la Dumnezeu acea proprietate. Și că Dumnezeu mi-a dat-o. În urmă cu ani de zile. Ani de zile. An zile. Chestia asta, eu uh, o să vă spun ceva pe lângă toate că m-am caracterizat uh, ca tată, social antreprenor, cel mai important lucru care aș putea să-l spun este că uh, sunt copil al lui Dumnezeu și unul dintre ei răsfățați. Nu știu dacă prins puțin momentul, răsfățat în sensul că pot să spun mai puțin decât, uh, 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 cum să spun eu, uh, momentele de negre, pot să spun că tot ce am cerut de la Dumnezeu, cu inimă curată, am primit. Deci, practic, tu ai văzut bine cuvântările lui Dumnezeu din abundență, și de asta um, zice răsfățat. Da. da. În general, un copil răsfățat este cel care, nu răsfățat în sensul rău, răsfățat uh -huh. prin faptul că primește lucruri pe care nu le merită. Până la urmă, urmele le dă tată, părinții le dau cu mare drag. Ei, în dreptul meu, pot să spun, și uite, întâmplări de genul ăsta au fost destul de multe de-a lungul, de lungul vieții. Una dintre între ele o altă poveste foarte interesantă, terminam, eram ultimul an de liceu, încă nici nu aveam carne de conducere și prin orașul nostru s a trecut prima mașină Hammer. Era un Jeep extraordinar, era o, era o senzație. h mari, senzație mare. Era o chestie care toți copiii ne-am uitat și am zis, wow, wow. Și eu am întins să zic, Doamne, dă și mie unul. Dar, efectiv, nu am realizat că eu l-am cel. Am ajuns să fiu proprietar de hammer, primisem unul, întâmplător, nu pot să spun cum, nu m-am gândit, nu am fost să-l caut efectiv ce mi s-a oferit și la câteva săptămâni de zile după ce devenisem proprietarul mașinii, mi-am adus aminte, am frânat efectiv, m-am așezat pe dreapta și am zis, Jesus, thank you. Adică sunt și exemple de astea pot să dau foarte multe, foarte multe. Sunt probabil o șiurire mare de, 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 de întâmplări care m-au dus în momentul în care sunt eu astăzi. În general, oamenii se uită la o imagine, la o, o pictură frumoasă, dar ce aș vrea să povestesc este faptul că în viață nu există beneficii fără sacrificii. Nu există niciodată doar imaginea de succes și fără să guști și puțin din partea amară a insuccesului. Mm. Și dacă pot să spun, în medie, din toate uh, afacerile care am întreprins și din toate, uh, să spun, uh, acțiunile de business pe care am întreprins, în medie cred că una din șapte au avut succes. Adică de șase ori am căzut și de șapte ori am ridicat. Foarte... E, cumva stai... crezi că Dumnezeu a binecuvântat de... tocmai uh, capacitatea de sacrificiu și faptul că ai fost întreprinzător, ai căutat, te-ai rugat, ai. N -n... Sau N -n... pur și simplu N -n... ai văzut mâna lui Dumnezeu și ai zis, N -n... wow. Niciodată nu o să pot să-mi explic în totalitate de ce Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine mai mult decât pe alții. Nu. No. Nu. No. Este exact acea chestie care Dumnezeu dă cui vrea, când vrea și cum vrea. Deci mm -hmm. nu am o rețetă și dacă cineva vrea să... Da, oamenii nu sunt curioși, nu sunt curioși de povestea vieții. Oamenii sunt curioși să vadă cum ai făcut primul milion de euro. Ajunge și acolo. Mm -hmm. Da, oamenii sunt curioși să vadă probabil instantul ăla, cum ai reușit să faci cum ai reușit să faci bani, cum ai reușit să fii o persoană de succes. Nu ai cum să cunoști succesul dacă nu ai trecut și prin succes. Asta e probabil una de cele mai grele lecții pe care așa. Și... Um... Pentru că tot povesteam despre uh, lucruri care mi se întâmplă, nu am cerut, la modul foarte realist și cu mare frică, nu am cerut de la Dumnezeu niciodată, cum să vă spun, uh, lucruri materiale, nu am cerut niciodată, Doamne, vreau să fac acum afacerea asta să iasă, ne vreau să iasă atâția bani sau așa departe. Nu, niciodată. Cred că rugăciunea mea de bază e strict pentru protecție, călăuzire, favoare. Mm -hmm și cam atât. Dar care crezi că a fost secretul? Că totuși oamenii vor să știe, adică își da. doresc și să ajungă la primul milion, mă rog, la trebuie să fie uh, treaptă. Cum fi. Da, am început să-mi să povestesc puțin de experiența mea din copilărie. Am lucrat de copil mic, deci n-am fost departe de muncă, întotdeauna am fost o persoană muncitoare. Uh -huh. uh, Mi-a plăcut și îmi place și acum câteodată mai fac o porție bună de muncă fizică, nu strică nimănui. Uh, vreau să spun numai că politica asta pașilor mărunți. Toți vor să sară 4-5 trepte deodată. Când îți faci zboruri foarte mari, ai șanse reale să-ți rup gâtul. Pici, dacă nu te-ai foarte rău, te ridici și încerci să te duci iarăși înainte. Uh, politica pașilor mărunți, șanse nu a pentru mine? Uh, am terminat, uh, am terminat liceu, am intrat la treilea în facultate, eram super încântat. Wow. La ce facultate? La teologie. Wow la teologie. Chiar fratele Tipei m-a uitat la un podcast cu el mai devreme, m-a și mi-a spus, Marian, mă bucur că ești aici, un prieten bun cu tata, în perioada respectivă, tata acum nu mai e. Și să mă bucur că ești aici, zice, dar ce aș vrea foarte mult să vii, să te ții de cursuri, să facem ceva, pentru că altfel, altfel vei prinde și altfel, dacă eram vorba de, eram la cursuri la fără frecvență, mă gândeam că o să vreau să muncesc ceva, să pot să și mă întrețin într-același timp. La câteva săptămâni de zile după ce am intrat la facultate, am deschis prima companie, prima firmă, era o firmă de instalație sanitare și am lucrat instalator pentru câțiva ani buni. Am crescut după aceea în uh, antrepriză, am luat o antrepriză de construcție, aveam mai mulți angajați, după care am luat o antrepriză generală, luam construcții de la A la Z. Uh, după care, în, 2005, în anul 2005, am uh, trecut în partea de imobiliare. Aveam deja primele investiții mari imobiliare în România. Atunci exploda piața? Sau... Atunci începea. începea Era să... Bucureștiul deja începuse destul de puternic, Clujul deja se ridicase deja și începuse uh -huh. să se facă dezvoltări imobiliare, Aradul mai puțin. Atunci am cumpărat primele bucăți de tren vreau să spun că am muncit enorm de mult ca să pot să adun un prim capital adică niște bănuți cu care să pot să cumpăr ceva și să pot să uh, uh, mă lansez a fost greu, a fost foarte greu uh, mă aduc aminte și acum uh, e interesant, prima sută de mărci că erau mărci, încă prima dată când am am cumpărat eu prima proprietate, erau încă mărci mi s-a părut mare cât o plapuma era interesant foarte interesant Uh, dar uh, pot să zic că din, din primele proprietăți pe care le-am cumpărat, am văzut că există o binecuvântare că se pot procura niște bani într-un mod mult mai rapid decât uh, prin acea muncă asiduă de zi cu zi, gen uh -huh. construcții, gen producție, gen... Și am trecut uh, de curs de câteva luni de zile, am renunțat complet la întrepriza de construcții și am trecut în partea de uh, imobiliare. Ai avut tu de la cineva un sfetnic care să te ducă în zona uh... asta sau ai simțit momentul? Nu, no, pur și simplu... Um, nu exista la momentul respectiv nici măcar termenul de coaching și de a uh, avea un mentor, pentru că efectiv n de la cine să înveți. Am văzut unele dacă alții fac și sunt oameni și eu sunt tot om și eu pot. Asta uh -huh. a fost una dintre lucrurile, că nu există ceva care să-mi doresc să fac și să nu pot. Și uh, mi-aduc aminte uh, primele bucăți de tren când am trecut în pia piața imobiliară cu trenuri uh, de construcții. Prime terenuri cumpărate, făcute niște tranzacții la care vineau niște prime zeci de mii de euro, după care am urcat la sute de mii de euro. Și o să vă spun acum un lucru care pentru mulți probabil nu e atât de... sau e frapant probabil. Când am făcut prima tranzacție la care am avut profit peste un milion de euro, vorbind de un teren agricol, um, aveam niște investitori care și-l doreau, eu știam cine l-are de vânzare, mergeam, aveam acele discuții păi premergătoare, de teren. da, discuții premergătoare, am făcut efectiv achiziția terenului, l-am cumpărat eu, când aveam certitudinea că îl pot vinde mai departe, l-am -am achiziționat. Nu mai rețin acum exact să vă spun, dar... Profit net a fost 1.060.000 de euro la o singură tranzacție pentru care am lucrat aproximativ 4 sau 5 săptămâni de zile. Adică, wow. da, e, e frapant. Bun, aici, ce sentiment ai avut atunci? Aici da? vreau să ajung, aici vreau să ajung. După ce deschisem primul, eram deja cu primul birou de investiții deschis, terminasem respectiva tranzacție, am semnat toate actele la notar, s-au făcut ordine de plată, s-au făcut toate viramentele, și eu eram la, plecase deja angajații de la birou, eu eram singur la birou și așteptam, parcă nu -mi venea și bine să cred că, băi, fac o tranzacție de atâția bani, mi se părea imposibil, incredibil și așteptam și eu, așteptam și eu să-mi confirme de la bancă faptul că mi-au intrat banii în cont. Exact, cum se simte omul când da, a, intrat când, un milion de euro în, în cont. Exact. Uh, M-au sunat în cele din urmă, am tot așteptat, o așteptat, deja se apropia de ora închiderii la bancă, mă gândeam, băi, să știi că n-a fost să fie, nu s-a făcut ceva, s-a întâmplat, până la urmă, urmă, nici eu nu aveam totalitatea de, Va fi 100%. Și în um, ce din urmă mă sună de la bancă, domnul Lupa, de ce v-am sunat să vă confirmăm? Aveți în, uh, primit în cont suma de, mai știu că era în lei, uh, o sumă de, mai rețin exact, în miliarde erau atunci, cu sume pe, ce pe ce suma vechi, dar uh, era suma de 1.060.000 de euro. Am închis telefonul și așteptam să vină euforia aia, momentul, wow, să sari, să te gândești că... Păi zic, n-a, na a venit încă. Mai stau că vine, a nici nicio problemă. Mai stau un pic, mai stau. Nu, nu se întâmplă, zic. Nu, nu se întâmplă absolut nimic ca mai stau. Și după aia, îngrijorări zic, mâine zic. Mâine Acum ce sună, fac? Da, mâine zic, în mod sigur. Mă sună de la Poliția Economică să vadă ce cu atâția bani a mine în cont. Uh, va trebui, probabil, să dau niște explicații, să pun niște contracte pe masă. Uh, ce fac cu atâția bani? Precis, în mod sigur, o să mai iau la întrebări. Uh, uh, așa, uh, o să am. În loc să vină acea bucurie și uh, succesul, să zici wow, au venit foarte multe îngrijorări. Aici a fost paradoxul. Aici a fost una dintre primele mari întrebări care mi le-am pus eu în dreptul banilor. Că toți muncim și toți ne dorim. Dar de cele mai multe ori nu știm ce ne dorim. Asta o spune un om care a făcut foarte mulți bani. Eu cu mâine astea am făcut multe milioane de euro. Foarte multe. Nu vreau să spun acum, pentru că nu asta e scopul discuției. Uh -huh. uh, vreau să spun doar că bucuria adevărată în privința banilor sau în prisma banilor vine din ceea ce poți să faci cu ei. Nu neapărat beția a puterii care ți-o dau banii, că ești foarte potent și poți să-ți permiți una sau alta în dreptul tău. După ce, da, am făcut și noi, nu știu, mi-am cumpărat din primii bani, mi-am cumpărat ATV-uri, mașini de teren, tot ce ți-ai dorit, jetschiuri, mi-am luat avion, mi-am luat, credeți-mă, nu te mai bucuri tu, nu mai poți. Ai o chestie de moment, trece într-o săptămână, două, eu știu, după care doar bucuria pe care îl provoci altora. Și mi-am pus, cum să spunem, multe semne de întrebare, în ce măsură merită să-ți sacrifici atâta de mult timp și atâta de uh, 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 multe lucruri care le-ai putea avea bune în familia ta, cu timpul tău, în favoarea banului. Asta a fost unul de primele semne de întrebare. Și să vreau să fac o concluzie un pic mai târziu în privința asta. Am înaintat în piața imobiliară, am început să facem afaceri tot mai mari, tot mai reale. la alt nivel, plan. da, am trecut la un totul alt nivel în ideea în care deja am intrat pe piața energetică, concesionasem, și acum avem concesionate vreo 2000 și ceva de hectare pentru energie eoliană. Vreau să spun că. Am făcut lucruri care uh, foarte multă lume nu le vedea și nu avea acces la ele. Dar uh, nu am avut și la modul foarte, foarte realist niciodată o în bani. Niciodată. Probabil că de-aia mi-a ajutat Dumnezeu atâta, atâta, atâta pe una, pentru că nu m-a luptat pentru ei și nu mi-aduc o plăcere sau o bucurie expresă banii. Ba, de cele mai multe ori, uh, de câte ori uh, îmi intră o sumă mare de bani, caut să mă scap cât mai repede de ei. Să-i placez în alte investiții, să nu-i vad acolo, să nu, să nu le port grija. Mm -hmm. e interesant pentru unii. Da, da. Vezi, spunea cineva că unii sunt atât de săraci că în afară de bani nu mai au nimica și poate că... Foarte îi adevărat. Îi o treabă și Foarte asta. Foarte adevărat. Um, vreau să spun că am înaintat cu uh, business-ul, deja am început să deschidem birouri pe Timișoara, uh, la București, uh, am început să lucrăm la un nivel mult mai mare, organizasem deja uh, întruniri de business internaționale, uh, am ajuns manager în trei companii internaționale, foarte interesant până la un, uh, până la un punct, te simți bine la vârsta aia, vreau să spun că eu am ajuns multimilionar la 25 de ani. Aia vreau să te întreb, 25 da, de ani deja. 25 de ani. La 25 de ani deja... Uh, treceai de 10 milioane? Da. Da. Erau, erau niște sume care uh, uh, erau pur și simplu uh, greu de digerat la vârsta aia. Cum ai reușit să, să nu te pierzi în, în, în toată treaba asta? Adică... să a ținut? Că... o chestie interesantă... Uh, și de aici am învățat foarte mult. Am citit legat de generalii romani. Generalii romani, în momentul când veneau după o campanie militară și câștigau mari bătălii și mari teritorii și veneau cu mari avuții înapoi, în Roma li se organiza o paradă extraordinară, fantastică, adică erau primiți, domne, într-un mod super împărătesc, super onorați la maxim. Super onorați la maxim. Și uh, era adunată probabil toată populația, li se făcea o defilare puternică cu armata și așa mai departe și într-un car, uh, într-un car acolo uh, foarte, foarte puși la uh, în înălțime, erau uh, plimbați, acel general era plimbat și defilat în fața uh, tuturor. Ei, dar lângă el, undeva în spate, acolo era un aghiotant, un un care îi spunea tot timpul și opteanul în ureche, memento mori mm moare -hmm. mori. Și am tot citit și am momentul e trecător, momentul moare, momentul se duce, ca să nu se piardă cu mintea. Beția succesului și beția puterii sunt niște lucruri extrem de periculoase. Mult mai periculoasă decât beția de alcool sau de oricare altceva. Nu știu, dau un exemplu acum că eu de câte ori am câștigat bani foarte mulți, Aveam o cântare care am învățat-o, am cântat în fanfară la biserică vreo 10 ani de zile și în cor vreo 2 ani de zile. Și... Dar de copil mic, una dintre cântările pe care mi-a plăcut foarte mult este acea cântare cu aur, argint și palate, nu te ai scăpa de la moarte. Și de câte ori făceam câte o tranzacție mare, o cântam singur în birou. E interesant, e foarte interesant dar te aduce cu picioarele pe pământ. Cumva faptul că ai crescut într-o biserică ca și creștin te-o te ținut. Da, să da -ți aș vrea să pierzi. povestesc un picuț. Una dintre explicațiile binecuvântării, să spun așa, sunt o persoană cu niște rădăcini pedicostale extrem de adânci. Adică părinții au fost pedicostali, amândoi bunicii din ambele părți au fost pedicostali. Bunicii din partea lui au fost pentru primii pendicostal din cel puțin aici în zona Rad, Pauliș, cu mm -hmm. fratele Bradin și așa mai departe. În casa lor a fost zeci de ani de zile casă de rugăciune, a fost vas de lucrare. S-au rugat mult, niște oameni extraordinari rugăciuni și um, pot să spun acum despre tata, tot așa, un om care a crescut într-o într și în biserica pendicostală, dar într-o familie foarte credincioasă, dar un om pe care eu l-am văzut tot timpul ca pe un titan al credinței, un om extraordinar. Dacă mă trezeam dimineața la ora 5, îl găseam rugându-se sau îl găseam cu Biblia. Dacă mă trezeam la 6, tot acolo era. Sau la 7, că trebuia să plece loc. Dar avea cel puțin în fiecare dimineață câteva ore. Nu știu la ce oră se trezea, pentru că nu avea cum să văd ca și copil. Dar asta a fost chestia cu care eu am crescut și pe care eu am văzut-o. Și educația pe care mi-am primit-o în familie, educația pe care am primit-o în biserică, are rădăcini foarte, foarte seose și bine ancorate. Asta a fost una dintre lucrurile care m-au urmărit tot timpul până acum și care cred eu că uh, uh, ne-au făcut să înțelegem că valoarea reală, valoarea, oamenii te întreabă câți bani ai. Te întreabă ce valoare ai adunat pe pământul ăsta. Nu te întreabă ce valori sunt în dreptul tău trecute în cer. Nu te întreabă de fapt, ai câștigat câți bani ai câștigat, ai câștigat de fapt împărăția care e mult mai valoroasă și mai bogată decât orice ce ai putea câștiga aici pe pământ interesant. La practic, da, practic, Dumnezeu, noi suntem unelte în mâna lui Dumnezeu și exact. până nu înțelegem asta, nici nu ne știm gestiona viața în așa fel da. încât să aducem în glorie lui Dumnezeu. Da. Nu pot să nu trec în câteva episoade pe care aș vrea să le povestesc. Toată lumea se uită doar la. Doamne, ăștia bogați, ăștia trăiesc numai în perne de puf. Sunt numai. Totul e miere în viața lor, totul este roz. Și vrei să zici că nu e așa? Uh, nici pe departe, nici pe departe. Uh, vreau să spun că am trecut și Dumnezeu m-a lăsat să trec prin lucruri care uh, nu mi-am închipuit eu personal, că uh, de mic copil, de mic copil aveam, uh, cum să spun eu, dorința aia, sau gândul ăla că și eu, la rândul meu, ca și părinții mei, vreau să mă întemez o familie și îmi doresc să am copii și m-a rugat tot timpul pentru copii sănătoși. Uh, Vedeam la biserică, la evanghelizări, cum veneau, erau oameni bolnavi, vedeam părinți care își duc copii pe scaun cu rotile și mă uitam la ei și vai, mă gândeam, Jesus, cât de greu poate să fie să ai un copil bolnav. Și vreau să povestesc un episod aici. După ce m-am căsătorit, m-am căsătorit de la 23 de ani, eu cu Magda, cu soția, ne-am dorit, ca orice cuplu tânăr, ne-am dorit foarte mult să avem copii. După multe rugăciuni și vreo 5 ani de zile, a venit și primul copil, am venit o veste extraordinară, mă așteaptă bebe, suntem happy, totul este roz, extraordinar, extraordinar și eram pe val, făceam bani foarte mulți, aveam angajați foarte mult, companiile creșteau, banii în conturi creșteau. Ai rămas erau... tot în imobiliare? sau? Ajung și acolo, povestim imediat. Um, vreau să spun, da, eram tot în partea de, de imobiliare, dar trecusem pe piața de capital, trecusem deja și în alte lucruri mai interesante, pe piața de energie. Și vreau să spun numai că la unele dintre controle de rutină, deja era Magda Gravidă, era în luna 4-a, trecea în 5 -a. doctorii de aici, de la Rad, ne spun am participat la toate controlele, adică am fost de cu ea, doctorul se tot uită la un ecograf și tot se înstrâmbă și tot se uită și tot ne spune, mai copilul nu e ok, zice nu e ok, zice, văd niște probleme foarte mari, uh, are niște ventricole dilatate pe creier, uh, copilul nu e ok, o să vă fac acum o trimitere la un alt medic specialist, dar din ceea ce văd eu, consider că ar trebui avortat. Nu e ok, nu e ok, nu o să va fi un copil viabil, va fi un copil handicapat. vă uh, dați seama ce a fost în inima mea atunci și în inima Magdei, eram terminați, efectiv. Hmm cu mare frică și strângere de inimă, în câteva zile am reușit să ajungem la cel medic specializat Timișoara, a făcut un alt ecograf mai specializat, 4D și aceeași, aceeași față încruntată și se uita și tot căuta și măsura și tot încerca să găsească, cum să ne spună, de ce din păcate, zice, nu, nu e viabil copilul, deja eram, cum spuneam, intrat în luna 5 -a nu e viabil, nu e ok, va fi un copil handicapat, va fi o problemă care nu se va dezvolta creierul lui și va trebui să-l avortați. Țineți cont, toți banii din lume și tot ce ar putea să-ți ofere lumea asta și toată bucuria care exista pe pământul ăsta, toate, tot, 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 au pălit, toate au căzut la pământ, deci am avut o inimă atâta zdrobită și atâta de uh, uh eu trebuia să mă țin tare pentru Magda, dar uh -huh. Ea se uita la mine pentru răspunsuri. Uh, la noi nu exista, ca și familie pe Nicostala, nu exista sub nicio formă alternativa de avort. avort. Uh, uh, da, pentru fracțiuni de secunde m-a trecut prin cap uh, imagini în care o să-mi port copilul la ca pe o legumă în brațe toată viața și nu o să fie niciodată nimica din el. Uh, pur și simplu am venit acasă și uh, a mei părinți m-au chemat, cei ce cu voi, ce se întâmplă, zi tata, trebuie să-ți povestesc, uite cine au spus doctorii, uite ce situație avem, eram extrem de necăjiți, apăsare teribilă, teribilă. A, și țin minte și acum tata cu o încredere neclintită, dar vorbă neclintită, a spus tata, dar noi nu ne credem în doctori. Noi ne credem în Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și ca și copilul lui Dumnezeu, noi nu am cerut de la Dumnezeu un lucru bun și Dumnezeu ne a o piatră. Dumnezeu o să fac acest copil să fie sănătos. Ne rugăm pentru el și va fi bine. A început să încolțească și în inima mea credința și m-am gândit, da, asta este de fapt singura alternativă. Pentru că diavolul ne lasă așa, ne, ne împunge cu tot felul de ispite și ne lasă, sau noi ne lăsăm pradă câteodată ispitelor și suntem pe moment, pe moment dezenjăriți sau disperați. Disperați. Dar ne realizăm de fapt mm -hmm. că încă ancora noastră Um, vreau să vă spun numai că ne-am rugat ne-am rugat pentru, pentru Magda pentru copil, am avut uh, un timp un timp, frate, post și rugăciune după care o încredințare extraordinară în inima noastră, copilul va fi bine, copilul va fi bine și uh, nu vom avea uh, niciun gram de, pot să vă mai spun doar că nici măcar nu m-am dus, deci când am avut încredințarea că va fi copilul bine, nici măcar nu m-am dus la un medic să mai facă un alt consul și să-mi confirme că va fi bine. Nu, când am primit de Dumnezeu că va fi bine, copilul ăla va fi bine. Astăzi, David, primul nostru născut are 15 ani până și 16 ani. Un Vă copil binecuvântat, astfel. asemenea. Un copil binecuvântat, un copil sănătos, un copil frumos, care are, nu știu, are acel ceva aparte. Copiii ăștia care de mici uh -huh. au fost duși pe brațe de și au, au fost mulți oarecum dintr-o zonă neagră și repuși înapoi uh, pe locul lor de drept și de, de fapt uh, au ceva aparte, este un copil binecuvântat și pentru noi a fost un timp de, 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 de mare, mare bucurie și, și astăzi suntem binecuvântați toți copiii noștri sunt sănătoși, frumoși Povestește-ne un pic de familie dacă tot am intrat în spectrul ăsta câți copii aveți? Uh, avem patru copii uh, David uh, despre el discutam mai devreme 15 ani și 16 al doilea băiat Marcus, 12 ani lei taică sau așa după doi băieți și aici o poveste interesantă eu am zis stop, ajunge doi copii e bine, e suficient soția a zis nu, eu îmi doresc neapărat și o fetiță venind într-o familie cu 10 fete zis, Dai okay. da, dacă tu dorești zic, dar de unde știi sigur că o să fie fetiță Zice, nu știu eu, sigur va fi o fetiță și um, a venit, v am spus în glumă mai mult, probabil, am spus, dacă tot vrei să-mi faci o fetiță, vreau să fie blondă, crețulină, cu ochii albaștri. Vreau să vă spun cu mare, mare bucurie, copil făcut la comandă, este exact, exact așa a venit. Mulțumim, Dumnezeu, o, o, o prințesă frumoasă. Uh, și după care noi am zis împreună trei copii ajunge stop joc, suntem, uh, suntem uh, foarte bine în familie și eu în familie sunt uh, tot doi băieți și o fată e perfect uh, domnul a avut în plan pentru noi încă un dar minunat uh, Levi uh, Mezinu, are opt ani acum, uh, un copil minunat e fain să vă trăiască toți patru mulțumesc, fii mulțumesc zona de familie zona de familie Refugiu, zona de familie este cea mai importantă zona sau loc unde mă simt cel mai bine. Și este motivul pentru care am renunțat la absolutamente tot. O să vă explic acum uh, un episod și, uh, și cred, cred că aici este probabil o mare cheie a succesului pentru că mulți nu știu și vreau să explic chestia cu pensionatul în momentul în care Da, că ai zis la început că ești pensionar m-am gândit, ai lucrat în serii sau în ceva asta se cam poartă acum Sunt pilot comandant de aviație puteam să mă pensionez deja din job ăsta, îmi păstrez în continuare pentru că avem compania noastră de croaziere și avionul nostru dar nu, 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 despre asta e vorba în toate afacerile și în toate întâlnirile de afaceri, spuneam la toți că eu până la 30 de ani vreau să mă pensionez. Nu m-a crezut nimeni, toată lumea a crezut că este doar o glumă sau un, un mod de a impulsiona probabil pe alții să gândească mai pe repede înainte sau în viteză. Eu asta am și făcut. Până la 30 de ani am activat la modul pe repede înainte și am avut o ascensiune fulminantă, după care am spus stop joc, dar vreau să povestesc puțin despre episodul ăsta. Uh, eram deja tată, uh, David se avea deja un an, cred că și jumătate, uh, și uh, eu plecam, eram plecat câte 10 zile, două săptămâni, eram plecat o fel de întruniri de afaceri, eram uh, foarte, foarte ocupat, uh, aveam manageri, aveam oameni sub în subordine, aveam tot felul de lucruri care trebuiau uh, atenția mea și timpul meu și uh, după ce am lipsit odată uh, vreo să zic, probabil 10 zile, două săptămâni, am revenit acasă și am vrut să iau copilul în brațe. Era dor de el, era... Abia așteptam să-mi iau soția copilul în brațe și când am vrut să iau copilul în brațe, copilul s-a tras de -a și a început să plângă ca un străin. Și în momentul ăla mi-am dat seama că ceva nu este ok. Că ești pentru un greșit. Sunt Mă îndepărtez eu pentru cine mă luptam de pe pentru familia mea, pentru copiii mei, să le asigur un viitor, să nu treacă probabil în aceeași greutăți prin care am trecut eu, să aibă alte oportunități și alte premize. Ei, în momentul în care mi-am dat seama că eu pentru copilul meu sunt un străin și că eu nu fac parte, de fapt, în viața lui, ceva s-a lupt fantastic în inima mea. Am fost, cum să spun eu, am avut o noapte albă, multe, multe gânduri și am zis ceva, va trebui să schimb ceva va trebui să schimb. Uh, dar eram pe punct, atunci chiar eram pe punctul de a încheia una dintre cele mai importante tranzacții pe care eu le-am făcut. Uh, era vorba de un parc mare eolian, pe mai multe sute de hectare, un parc în care noi aveam un beneficiu net de vreo 30 de milioane de euro, bani mulți, era o afacere de bani foarte mulți, eram la București, chiar intermediam o fuziune între General Electrica și Storm Development, General Electrica cea mai mare companie din lume, Storm Development, un mare dezvoltator din, dezvoltator din Belgia. Noi eram cei care puneam la dispoziție terenul pentru a se implementa un parc eolian foarte mare, aveam deja pregătite toate, avocații lucraseră câteva luni de zile pe acte, eram tot, 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 tot pregătit. Între timp, tatăl meu se îmbolnăvește de cancer, face un cancer la plămâni, super galopant, asta, vestea o primisem cu două săptămâni înainte, nu știam exact cum evoluează lucrurile, eu am plecat la București, eram împreună cu fratele meu, eram pe punctul de a semna, eram chiar într-o într clădire din asta foarte mare de birouri, de ofisuri, eram pregătiți cu toți avocații, cu toate actele, cu tot, 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 tot să semnăm contractul. Tatăl meu fusese sedus deja la oncologie la Cluj și primesc, iar înainte începea să înceapă acel meeting, eram deja pregătiți, primesc un telefon de la mama și îmi spune... Dacă vreți să nu mai vedeți pe tata vostru în viață, trebuie să veniți acum urgent la Cluj. Deci în momentul ăsta ai, ai, nu ai opțiuni, hai să fim realiști, că nu ai opțiuni, familia întotdeauna e pe primul loc. M-am ridicat, m-am scuzate, am spus, am o problemă foarte urgentă de familie, îmi cer scuze, dar situații de așa natură încât efectiv va trebui să plec chiar în momentul respectiv. Oamenii n-au înțeles, oamenii unii veneau din Belgia, alții veneau din America, erau avocați din lumea bună internațională uh, și n-au înțeles, au zis, ceva nu e ok aici, adică dar ei nu puteau face business-ul fără noi, adică noi puneam la dispoziție exact în care -a să făcea proiectul. Am plecat, i-am lăsat pe toți acolo, uh, am ajuns la Cluj, l-am găsit pe tata în viață, l-am mai ținut în brațe, am uitat la el în ochi și peste el era un duc de moarte, la modul la care nu l-am simțit probabil niciodată. să uita cu o, o privire atât de tristă și atât de, de. tata m-a iubit mult. Nu vreau să spun că m-a pe mine cel mai mult, pentru că asta am simțit eu ca și copil. Ne iubim pe toți, dar aveam o relație, probabil, extraordinară, da. o relație extraordinară și. Am rămas cu el singur, pe mine m-a cerut în salon, era terapie intensivă, avea mai vorbea, mi-a spus tata, zice, ai grijă de mama, zice, ai grijă de casă, aveți grijă de voi, zice, așa. Tata zic, o să fie bine, zic, tata, uite, ne rugăm, o să mai vină niște frați cu multă credință, ne rugăm. Când am plecat de la el din salon, am avut certitudinea că se stinge. A, nu știu, a fost o chestie la care pur și simplu nu am avut nici puterea de a mă ruga, nici puterea de a nu știu, eram foarte, probabil și despărțit puțin de lumea spirituală și a foarte mult în lumea financiară, materială uh -huh. dar în momentul respectiv am avut o certitudine că nu să-l mai văd în viață. Am plecat de la Cluj în următoarea zi și s-a și stins. Am dus să fac toate pregătirile știam că se stinge pentru că asta a fost ne-au spus și doctorii, nu mai sunt, e vorba de ore uh... Țin minte că am terminat, a fost înmormântare, a fost un moment uh, greu pentru toată familia, am uh, trecut prin, să zic așa, un timp de reflecție, care ți-l ia orice om, trebuia nevoie de o vindecare, nimeni nu mai avea nevoie de un timp de te de despartă persoană ta de dragă, Chit că uh, acum, în momentul de față, pot să spun că de când a murit tata, de când a murit tata, eu personal nu mai am niciun fel de frică de moarte. Nu mai am. Deci la modul la care, uh, înainte să se afle, înainte să se știe că a murit, a fost, cum am spus, un om foarte credincios și un om care a fost mare cântăreț toată viața lui. Ne sună un frate de lui din America și zice, s-a stins Alex, așa -i? Da. Zice, l-am visat într-o viză noapte, zice, și cânta într-un cor cu îngerii. Mm. Și am știu că s-a dus. O chestie care ai o certitudine că el e acolo unde trebuie să fie și că Moartea e decât o trecere. Nu ai nici, nici cea mai mică, cum să spun eu, frică. Noi ne ancurăm aici, ne ancurăm, ne pregătim pentru viața asta, muncim enorm de mult, ne zbatem pentru tot felul de lucruri, dar în balanță, în balanța reală, adevărată ale Dumnezeu, asta nu valorează nimic. Dumnezeu ne le dă, ne le dă de drag, ne le dă mare drag, ne le dă. Intrăm în ele, ne bucurăm de ele, dar în realitate Dumnezeu nu ne interesează decât finalul nostru. Finalul de aici și veșnicia întreagă cu el. Da, deși frica de moarte da. cumva e cumva la baza tuturor fricilor, dar în esență moartea pentru un creștin nu, nu decât e decât trecere o trecere. și nu e decât o trecere. speranța e dincolo. Da. da, exact. După momentul ăsta am mi-am luat, am vrut să-mi iau neapărat o lună de zile uh, liberă în care am vrut să-mi recalibrez toate, toate prioritățile. Și decizia pe care am făcut-o este, cred că, una dintre cele mai mari sau cele mai bune decizii pe care eu le-am putut face și probabil cea mai grea de făcut pentru un om de business a fost să mă retrag. Nu pot să înțeleagă nimeni. Deci aveam afaceri de zeci de milioane pe rol, aveam foarte multe proiecte pe rol, în momentul ăla am pus tot, 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 tot la frigider și am spus în felul următor, cu tata nu am avut ocazia să petrec atât timp cât aș fi vrut, Copilul meu crește în absența. Un mea. Copil, atunci. atunci era doar primul născut David. Și am zis zic prioritatea pentru mine, absolut în momentul de față, va fi uh, familia și mi-am anunțat toți uh, uh, asociații, uh, partenerii, mai bineînțeles că s au și funat foarte mult, Marian, noi ne bazăm pe tine, uh, tu ești motorul care duce businessul ul ăsta înainte noi pentru tine am intrat în businessul ăsta. Ei, uh, i am spus, eu o chestie pe care eu am uh, ales-o, uh, n-au vrut să accepte, I am spus, domnule, nu vrem să avem niciun fel de litigi și de probleme, tu trebuie să înțelegi că trebuie să fii aici, și singur, pentru că eu eram manager, am administrator acolo. Singura mea ieșire a fost uh, am băgat în concediu patern. Deci ca să poți să înțelegă cineva, ca să poți să ieși din afacerile care au fost ale mele și proiectele care au fost ale mele, n-a fost o problemă, dar afacerile care au fost în parteneriat și unde a fost un manageriat, a fost foarte problematic pentru cei care erau asociați cu mine. Am pus absolutamente toate, toate proiectele la frigider, m-am retras și am avut, cred că, șase luni de zile în care nu am vrut să fac nimic. Absolutamente nimic. Fiind un om foarte activ, un om cu multă, multă imaginație, cu foarte multă uh, activitate, cu... M-am retras și am zis stop joc, stop joc. Până și în ziua de astăzi, asta vorbim de momentul 2009, sunt niște ani de atunci. mă bucur și mulțumesc de Dumnezeu pentru deciziile care le-am luat atunci. N-ai avut regrete totuși? Uh, nu. Că te gândești? Nu. Și Tocmai decolasești, deja zburai, A, nu? Eram, uh, uh, am fost invitat la București la lansarea revistei Forbes. Uh, compania noastră se încadra în top 300 în România la momentul respectiv. avut Un uh -huh. rang destul de înalt la momentul ăla. Uh, nu aș vrea să dezamăgesc pe nimeni prin, sau să dezumflă, pentru că majoritatea oamenilor sunt curioși. va business? Cum poți să faci bani? Poți să faci bani. Uh, de ce îi faci? ce vrei să faci cu ei, care e scopul deci decizia ta a fost emoțională sunt curios de treaba asta, a fost pe bază emoțională a... tata, copil sau pe bază adică ai stat în luna aia și ai zis ok de ce fac ceea ce fac, merită ai judecat-o bine sau pur și simplu ai zis m-am săturat a... am ajuns la concluzia că uitați, am discutat cu un medic înainte înainte, când am aflat că tata are un anumit diagnostic, mm -hmm. am discutat cu un medic foarte bun, renumit și l-am întrebat, spune-mi, te rog frumos, unde pot să-l duc? Uite, îl duc în America, îl duc în Elveția, îl duc în... Uh, unde aș putea să mă duc acum cu el? Nu contează cât costă, bani nu sunt o problemă, zeci de mii, sute de mii, nu contează sumele de bani, nu cât, cât costă, unde pot să-l iau, închiriez jet privat, îl iau, îl duc, unde putem să-l ducem și uh, să-l salvăm. Și mi-a spus, domne zice... Uh sub nicio formă momentul de fază, de, de fază, nu ai cum. Cancerul e plecat, metastază pe coloane, pe coaste, pe alte organe, deci nu mai ai ce să mai faci. Zice, și dacă ai reușit să-l mai deschizi, să mai faci ceva, să-l oprezi, ai oferit câteva zile, câteva săptămâni maxim, uh, cancerul ăsta de plămâni, forma respectivă, super galopantă, te stingi în materie de zile. Uh -huh. Și uh, am ajuns la concluzia că banii, în realitate, nu au nicio valoare. Dacă nu știi să faci ceva cu ei în care să pui tu valoare, nu au nicio valoare. Vreau să spun mai că dacă aș ține, nu știu, câteva milioane de euro să spunem că ținem într-un cont. O sumă de bani. Dacă ei stau acolo și nu îi folosești, nu valorează nimic. Doar că știi tu că ai acolo, nu valorează nimic. Așa sim, că ce poți să faci cu ei? Da, aici puneți întrebare. Ce poți să faci cu acei bani, ce bine poți să duci și câtă bucurie poți să produci. Uh, am o chestie care uh, e dragă mie, am un prieten misionar în Uganda și urmează probabil în perioada următoare să ajung și eu la el acolo, uh, mi-a arătat ce poate să facă cu 2 dolari cu 2 dolari am zis, mai nu se poate. Mariana, aici, plata pe zi la un om care muncește e de 2 dolari, un dolar 62 dolari, atât ale. Uh, uh, am construit mai multe biserici uh, la care am participat și eu. Uh, și mă a acolo, zice, uite, dumneavoastră sunt muncitori care muncesc la construcții, dar să sunt și femeile care vin. Lucrează toți aici, lucrează pentru o, o mâncare și pentru un. Și ăștia sunt copiilor. Și am primit uh, așa o încredințare, cât de mult poți să faci, cât de mult poți să faci dacă banii tăi îi pui într-o altă slujbă decât a ta personală. Vreau să spun o chestie care pentru mulți e șocant. Sunt căsătorii de 20 de ani și nu mi-am făcut o casă. Nu mi-am făcut o casă. Am foarte multe proprietăți. Nu, nu, nu vreau să fiu, nu bar să par un modest să zic că sunt, avem, avem și de la castel începând multe case și apartamente și așa mai departe. Dar eu nu mi-am făcut niciodată o casă. Adică nu ai vrut mm. să o iei de la zero și mm. să... Am, am făcut case de la zi, am făcut antreprize, am făcut în Arad, am construit 440 de apartamente în Arad, construite de noi, am avut firmă de antreprize, de construcții și am lucrat mm. la momentul respectiv uh, și acum, uh, cum să zic eu parte din familia mea, sora și cumnatul se ocupă de un, un uh, proiect și sunt deja vreo, cred că, 700 de case construite. Uh, nu vreau să spun că nu, dar nu pentru noi. Eu lucrez de uh, 16 ani de zile în același apartament. Avem un apartament acolo la fermă, are toate, e comod, e bun pentru noi. Îmi doresc. Îmi deci n-ai sen avut sentimentul la bă să fac o casă de aia... M-a apucat de multe ori, Da mustra Domnul și a lasă încă nu-i timp, lasă acolo, lasă acolo. A rămas ca un vis, a rămas ca o... Uh, am făcut și proiectul, am făcut... Uh, unul dintre mirii care ne-a călcat pragul acolo și care a avut nuntă la noi, arhitect, un băiat extraordinar, mm. uh, care mi-a zis, băi, nu vrei să-ți fac un proiect? Da, fac un proiect. Și uh, mi-a făcut un proiect foarte frumos, i-am făcut nunta pe gratis <laughs> în contul proiectului, uh, el s-a bucurat, eu m-am bucurat, proiectul a rămas făcut de mulți ani de zile, este făcut, dar nu ne-am apucat de el. A fost doar ca și un. E acolo, așa, în, în cutiuța cu uh, vise. Ne dorim să avem, probabil, uh, viitor, când o să facem și chestia asta, dar nu o nu văd uhum. ca o necesitate. Și nici să stai în castel să Când am cumpărat castelul, eram pe val și, da, vroiam să. La toată lumea, bă, se poate, la vârste, dar la 25 de ani să ai castel, nu e chiar lucru de ieșit. Um... la 40 acum. <laughs> Da, dar uh, soția mi-a spus, zice, vezi tu cât e de mare clădirea asta aici? Zice, dacă tu vreodată dai faliment și eu trebuie să fac singură curată aici, nu mă descurc. <laughs> zice, nu, eu vreau să stau bine să fac o casă mică de oameni normali sau uh, locuim în continuare în apartamentul în care locuim și acum. Da, ah, deci practic ați ales să, să rămâneți acolo, să folosiți castelul și uh, tot ceea ce e în, în Noi ca și domeniu. familie suntem foarte modești. Nu, nu cred că uh, nu cred că ne caracterizează opulența sau uh, risipa de bani sau uh, no. uh, am ales ca tot ceea ce avem noi să punem la dispoziția altora să se bucure. Și n a fost o chestie de business. Deci, eu, în momentul în care mi-am luat, uh, am pus pauză la toate okay, businessurile, m-am da? retras. După șase luni de zile, uh, eram. Nu să zic depresie, dar eram tot timpul pe gânduri, oare ce fac, nu aveam o certitudine, parcă nu mai aveam o direcție, deși înainte aveam toate lucrurile foarte bine trasate, aveam, cum se zice, o, o, o direcție foarte, foarte bine definită. Ei, în momentul în care m-am retras din business, mi-a spus să-ți iau, măi, tu ești plin de imaginație, plin de uh, putere, de activitate, de. Uh, trebuie să faci ceva, ai, mm. foarte, multe, ai foarte multe de oferit. Și noi când am cumpărat înțeleg că am cumpărat acea locație, dom, Castel forum, fost la fermă, scânteia, mă rog, actualmente domeniul lupaș. Planul nostru a fost să facem o, uh, un centru misionar, o, o locație în care să pregătim misionari pentru uh, întreaga lume. Și am început deja acolo, am făcut primele clădiri, am remodelat uh, apartamente pentru misionare, am făcut o primă clădire dintr-un fost atelier mecanic, am făcut o clădire... Am demolat-o parțial, a rămas doar scheletul, am reconstruit-o, a fost o chestie foarte interesantă, a avut o sală de conferințe, sală de conferințe creștine și am început atunci destul de. Uh, uh, foarte interesant. Am avut câteva conferințe creștine faine uh, după modelul din tabere, pentru că știu uh -huh. că ai participat la tabere și și eu am participat și a fost o chestie care ne-a marcat pe toți într-un mod foarte plăcut. Uh, Chem am câte o trupă de laudă și închinare foarte bună și câte un vorbitor și făceam o conferință, conferințele noastre cam toate s-au chemat fel, a fost Pași cu Dumnezeu, în care invitam cât puteam noi de mulți tineri, se servea după care o masă, stăteam, o o părtășie extraordinară și aveam toți câte ceva de învățat sau de primit din respectivele conferințe. Unul dintre, deci vorbesc cu unul dintre tinerii care au venit acolo la conferință, m-a zis Marian, păi eu vreau să mă căsătoresc. Da, ok. Și eram programat cu nunta să o fac în altă parte, dar aș vrea să te rugăm ceva dacă s-ar putea. Nu ne lăsat să ne facem nunta aici am uitat un pic, m-am tot gândit, am zis, măi, dar zic, eu aici n-am decât uh, o sală și niște scaune, nu am mese, n-am bucătării, nu, ce ne închiriem noi mese, aducem mâncare, facem noi un catering cumva, nu o să ne lasă să ne facem aici, că ne place foarte mult locația. Deci ideea nu venit stând tu așa mm -hmm. și gândindu-te, m-am gândit conferințe că -ai retras, probabil zic, băi, avea no, toate cărțile no. făcute, rămân aici și... Pot să uita. spun că mi-au trecut la un moment dat gânduri de genul, ce aș putea să fac acolo, cum aș putea să-i dau o, o utilitate mm -hmm. întregii locații, era încă o ruină, Acolo, 50 de hectare, tot domeniul, 500 de mii de metri pătrați. Wow. Uh, tot am stat și m-am gândit de multe ori ce utilitate aș putea să-i dau, dar, sincer să spun, n-am avut o certitudine din aia și asta de data asta puțin... a venit da, Eu eram atunci într-o, cum spuneam, acea pauză în care căutam ce aș putea să fac ceva care să îmi placă Vin acești tineri, cu mare drag mi-aduc aminte de prima nuntă, familia Coșarbă, sunt și acum, mă rog, familie, copii, o familie extraordinar binecuvântată, le, le pot mulțumi pe calea asta. <laughs> uh, și am zis, da, de nu, vă pun la locația, de aici încolo, vedem ce putem să facem. Și am stat la prima nuntă spectator. Am stat și m-am tot uitat. Și îmi plăcea ce văd. Și era o atmosferă atât de pozitivă și de optimistă. Era chiar de ce aveam nevoie la momentul respectiv. După acea nuntă a venit alți tineri și m-au Nu ne lăsați și până să ne facem nuntă aici. Că uitați, și noi am ne dorit, ne place locul. Ba da, cum să nu? Asta era anul 2000. 9 în vară, da, vară toamnă, să zic așa. A, așa. În 2000, în acea iarnă, ce am făcut? M-am pus și mi-am construit o bucătărie, am echipat, am utilată, mi-am cumpărat mese și așa mai departe. Și zis, bă, eu vreau să mă pun de chestia asta să o fac ca să am o activitate. Gen hobby, până la urmă, urme, nu, nu era vorba de un business. Ești în jurul casei, ești în jurul Nu era da. vorba de un business, pentru că aveam suficienți bani și surse de venituri, erau din multe proprietăți, chirii și arende și alte surse de venituri, încât să nu uh, fie neapărat uh, uh, calculat la momentul respectiv ca o sursă de venit. Um, foarte interesant, pentru că în următorul an, deci în primul an am avut doar 10 nunți, așa, la modul la care am să-și facă nunta fiecare, pe gratis nu am fost în următorul an, am avut 37 de nunți. Um, ne ocupasem deja noi cu meniu cu toate cele, dar la modul la care erau niște prețuri mai mult uh, modice și în următorul an, în aceeași sală pe care o aveam, sala 1 sau sala prima, ca așa și mm -hmm. rămas... Uh, am avut 67 de -unți. am avut deja că era vineri, să duminică și inclusiv joi am luat, că nu mai aveam unde să le facem. Și am „Mai zic că, că sunt niște bănuți, ne ajută să întreținem locația asta, nu mai este o povară cu cheltuiele tot timpul, ci se poate întreține singură. Hai să mai facem încă o sală. Și am mai luat și am mai făcut încă o sală, e vorba de sala tau, cea din față de la uh, Șoseaua, care acum este un amplu proiect de restaurare, complet mm -hmm. Tot La 2-3 ani de zile noi avem tot felul de idei și facem chestii noi acolo. Um, um, da, bai doi, construim un lac acum pe 2 hectare jumate chiar în spatele. Acolo la sala spate? cristal. În spatele. Wow. Sala cristal, între pista de avion și sala cristal avem o zonă mare acolo și facem un lac. Vreți să, să faci să... de agrement la o pescărie sau? Nu m-am gândit. Știu numai că vreau să-l fac și cred că o să fie o zonă foarte frumoasă pentru poze, pentru miri, probabil și pentru un în aer liber, dar în principiu mi-am dorit eu tot timpul să avem acolo o, o, o oază de apă în care să ne bucurăm noi și toți ceilalți care ne calcă pragul. Spuneam pentru că în, urm în următorul an, în 2011... Am avut, o, cu tot cu sala pe care o deschisem, s-a contractat în totalitate în perioada când am construit-o, aveam 111 nunți. Am văzut cum stau lucrurile, ok, zic mai trebuie să fac ceva, am construit sala Cristal în următorul an și uh, aveam deja 160-170 nunți și atunci am nu avem ce să mai facem, dăm drumul și în castel. Castelul am vrut să-l ținem noi, pentru familie, aveam în cap tot felul de idei, ca să, de să l-am și cumpărat, ca să fie locuință de familie, nu renunțasem în momentul respectiv la gând. Și am zis, Doamne, lăsăm pentru nu, lăsăm pentru nu. Și de în 2014 pot să spun așa, cam a fost anul în care am dat în funcțiune cam tot tot ce am avut acolo uh, și în momentul în care am ajuns la capacitate maximă, mai mult atât nu prea putem face. Deci, Atunci nu... te am cunoscut-o prima dată în 2014, la, sau în 2015, a în în început anul, știu că am trecut și restaurați castelul, da, în ai acolo ne povestit. Uh, mai știi, nu știu dacă mai aduce aminte, clar că ai, -ai văzut sute de, discuția, de cupluri mie, da. adică, deci am trecut, mergeam cu Larisa și zic, hai, știi că aici ai domeniu, e castel, e nu, nu știu ce, hai să vezi, Eu am prieten de vreo două, trei luni de zile, da. nu stabilisem și uite, de tu când ne-ai văzut, wow, bine ați venit, ne-ai pus meniu, ne-ai zis, 170, tot, porc, da. ce să uită la mine, zic. ok, ce... ne gândim, nu știu când am ieșit, dacă ce a fost asta? Păi să am zis că eu vreau o treabă serioasă, așa a început um, tot, dar ne-a ajutat mult în relația noastră, chiar dacă n-am mai făcut la tine, după aia ne rău, dar asta uh, e. Da, nici, nici acum nu putem, nu, nu putem acoperi toate cererile, sunt foarte mulți care vin la noi și nu mai avem date disponibile sau din vari motive nu se poate face pentru că nu avem o capacitate limitată. Povestind toate lucrurile a ajuns să fie un business, deși nu mi l-am dorit și nu l-am... Nu l-am cerut, nu l-am uh -huh. căutat. Dumnezeu ne binecuvântat, inclusiv un lucru ăsta, cam în tot ce am pus mâna, Dumnezeu ne binecuvântat și a ieșit uh, acest, zic, loc în care se bucură foarte mulți oameni. Uh, am și acum prieteni din lumea financiară foarte înaltă, în care spun, Marian, din afaceri de milioane, acum aviz macaroane, zic, da, dar le vând cu drag și cu inima, în păcată. Sunt foarte, sunt foarte liniștit în privința asta. Uhum. Și nu ai avut, uh, în toată perioada asta, când te-ai văzut acum, practic bă, e un business, vrei nu vrei, ai ajuns acolo poate că era mai bine înainte? Uh, vreau să spun numai că mi-am dorit, la modul realist, să am acel ceva care să mă susțină financiar și în proiectele pe care le facem și în reamenajarea acestui loc și în alte proiecte pe care le avem fără să mai trească să fiu plecat, fără sacrificiul ăsta de a pleca de lângă familie, fără sacrificiul de a fi tot timpul într-un program de muncă cu mulți angajați, cu birouri de investiții, cu tot felul de planuri și proiecte la care să-ți răpească timp. La ora actuală sunt atâta de liber încât nu cred că puteam să-mi doresc mai mult. Deci ăsta este punctul la care mi-am dorit să ajung. Am libertatea astăzi am stat, am gătit pentru familie m-am dus și am luat copiii de la școală am venit cu ei înapoi acasă mi-am făcut siesta mi-am făcut, adică pur și simplu am un timp atât de lejer încât îmi fac timpul cum vreau eu practic ce-ți poți dori mai mult? Cred că, cred că până la urmă urme asta este scopul. Dacă îți dorești doar avansul pe o scară a puterii financiare și a influenței pe cale financiară, Uh, nu ai cum să ajungi cel mai bogat din lume, deci e o chestie care e prea mare aglomerație acolo pe vârf. Uh, nu cred că ajung să fii fericit. Am stat și m-am uitat la foarte multe modele de business și oameni care i-am considerat oarecum mentor la un moment dat și am văzut cât de lipsiți de n-au niciun fel de fericire și de bucurie în ei. Și am zis, domnule, uh, datorită educației pe care am primit-o, datorită lucruri care s-au sădit în mine, datorită uh, direcției mele clare și destinului meu clar, uh, mă interesează mântuirea sufletului și o viață curată lângă Dumnezeu, eu nu pot să-mi dedic mai mult din viața mea. Am ajuns la un nivel la care este mult, mult, mult peste ceea ce eu am crezut vreodată că voi primi. Aici am spun și la faptul că sunt unul dintre copiii Dumnezeu răsfățați. Răsfățat, adică am primit atâta de mult încât nu am sperat încă mai găsesc, mai caut încă motive pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu atâtea lucruri și cu atâta, cum să spun eu, bunăstare, că pot să spun că este o bunăstare generală, dar în același timp, în același timp, pot să zic că nu m-am mulțumit, numai Harul Dumnezeu sau numai pur și simplu grația, favoarea lui Dumnezeu, în dreptul nostru ca și familie, ca și persoană și așa mai departe. Marian, ce le spune tinerilor care se uită la podcastul ăsta și zice, ok, zice el, fain, acum a ajuns în momentul de unde și-o dorit. Da, uite, noi vrem să facem bani ca să, adică eu știu, o am două groază variantă. de oameni care vor am să facă bani variantă. și să nu ne ascunde, probabil toți vrem, adică și eu stau și mă gândesc că zic, ok, faină mașina e bună, dar dacă aș putea să o schimb, Adică, ok, nu enunț, da. nu zic cu voce tare tot timpul asta, dar gânduri cu toți avem. Adică, cum ai sfătuit pe tinerii de astăzi? A, aș vrea să povestesc ceva. Aici, a legat de toată chestia asta, am început deja să lucrez, aveam întrepriza de construcții, câștigam deja, sau încasam, încasam deja niște bani. Erau era la școala biblică la Cluj, Uh, și dintre misionarii care au venit acolo la școala biblică lucram acolo, era un proiect pro-bonus, ar spune, sau nu neplătit, o muncă de caritate. Făceam, amenajam școala biblică de la Cluj mm. cu o echipă, o echipă de a mea de aici de muncitori, lucram cod la cod cu ei toată ziua și... Vă spun că în perioada respectivă deja, deja începusem, aveam construcții, aveam proiecte, vineau bani, dar banii nu rămâneau, erau efectiv, nu se lipeau de noi, nu, nu cu nimic, parcă nu exista o... Și unul dintre misionari, o familie foarte, foarte frumoasă de misionari, veniți acolo la școala biblică, S-au tot uitat la mine și la soția. Soția Magda ea lucra, făcea mâncare acolo la muncitor și la tot personalul de la școala biblică. Eu munceam acolo cu băieții și construiam uh, la respectiva clădire. S-au tot uitat la noi și au zis, zice, noi îmi vrea în primul în primul ori, am vrea să ne rugăm pentru voi, nu mod foarte specific. În prima oară am uitat și am zis, da, ok, sănători, suntem bine, suntem ce ar vrea, pentru ce ar vrea să se roage în mod, orice oh, rugăciune e bună. Unul zice, uh, noi am vrea să ne rugăm pentru voi, ca orice duh de sărăcie să plece de pe voi, orice legătură demonică de sărăcie să se desprindă și să fie îndepărtată și mai mult decât atâta ne rugăm pentru voi pentru o ungere avramică. Am stat și am digerat pentru câteva secunde, m-am tot gândit și a început omul să-mi explice. Avram, un om extrem de credincios, a fost foarte bogat foarte bogat, nu știu cum aș transpune astăzi, dar probabil nu era pentru cum zic noi, că milionari sunt mulți în ziua de astăzi, probabil nu era pentru miliardarii lumii uh -huh. de astăzi. Așa. Și zis, da, ok, cum să nu? Sună bine, zice nu, hai, dar să o facem și pe asta. Și s-au rugat, n-a fost o rugăciune, nu știu, n a fost serii întregi de stăruință, a fost o rugăciune de câteva minute. Cer din faptul că din momentul ăla, din momentul ăla, Cam tot ce am întreprins, deci tot ce am întreprins, n-a fost o chestie din asta în care nu m-am scuturat, nici n-am dat ochii peste cap. N-a plecat, n-am simțit o dezlipire, zic, da, gata, până acum l am cărat în spate un dud de sărăcie și gata, uh -huh. uh, acum, în momentul ăsta, am fost eliberat. Nu, pur și simplu, pur și simplu, din momentul respectiv, tot ce am întreprins în domeniul financiar a avut un, un uh, uh, fantastic succes extraordinar de mare, extraordinar de mare. Adică, tu mai cumperi o bucată de pământ cu 3.000 de euro și o vinzi după câteva săptămâni cu 50.000 de euro. Unde mai poți găsi chestia asta? Și mi se părea, bă, aveam impresia tot timpul, bă, și oamenii căutau în continuare, mai adune dacă mai ai. Aveam, nu știu să vă spun, când am trecut deja în piața asta de, de imobiliare, că trecusem deja așa, veneau banii într-un ritm în care pur și simplu nu știam ce să facem cu ei. Vreau să spun că succesul financiar Poate veni pe două căi. Una e foarte grea în care muncești, întreprinzi, calculezi lucrurile, ai niște metode clare de uh, pași, de ceea ce vrei să faci uh, și, da, atingi succesul cu mare, mare efort. Sau mai e varianta altă în care, da, într-adevăr muncești, dar munca ta este binecuvântată într-un timp foarte scurt. De Dumnezeu! Uh. Noi avem ca tată o sursă infinită de bogăție, da? Dumnezeu nu e sărac și nu obosește de răuin sau nu știu cum să o spun acum, că nu. Uh -huh. Am predicat de câte ori, eu am spus, după un an de teologie am renunțat la facultatea de teologie, n-am ieșit, popă, n-am reușit, sunt pilot comandant de aviație, am am început patru facultăți, am terminat o pa cinci, aici sunt... Da, pur și simplu așa, a fost un concurs de împreună de, am terminat școala de aviație în 2007 abia. Așa a fost să fie. Am avut tot timpul alte lucruri mai importante de făcut, și cred că cele mai multe uh, surse de economie Am fost un autodidact, pot să zic, de-a lungul, de lungul timpului. Uh, revenind la partea asta cu sfaturile pentru. Nu există un sfat anume, nu am un sfat. Există posibilități reale de a face bani. Uh, e clar, dacă intri în zona de producție, muncești foarte mult, îți trebuie o utilitate, o, o, o facilitate în care să, să produci, trebuie să ai o anumită cerere unde să produci contracte și materii prime și așa mai departe. Dacă uh, intri într-o parte de, uh, uh, cum să spun eu, uh, nu știu cum să spun, prestări, servicii și acolo trebuie să ai anumite utilități sau anumite facilități în care să... Cea mai simplă variantă în ziua de astăzi pe care eu o văd și cred că și acum dacă aș pleca oriunde lumea asta în decurs de un an de zile aș putea fi din nou. Deci de la zero să iau aș putea fi din nou milionar. Adică asta e o chestie care uh, o văd. Uh, cea mai simplă variantă este uh, comerțul. În uh, tot ce înseamnă, că uh, aici e o chestie care, în curs pe de înainte, uh -huh. trebuie să te interpui între cerere și ofertă. La ora actuală vreau să spun că avem o piață extrem, extrem de, de extinsă, majoritatea segmentelor de piață sunt deja, nișe sunt deja ocupate, dar în fiecare, nu știu, sezon, perioadă, timp se creează tot felul de nișe noi. Trebuie să fie acolo să le simt. În momentul în care eu am câștigat foarte mulți bani în piața imobiliară, se crease o nișă și se crease un segment care la noi în România nu prea a existat adică a fost un monopol de stat pe o anumită perioadă după care n-a existat. Prea puțin, prea puțin a fost uh, explorat. Ei, am fost omul potrivit la locul potrivit. Asta face Dumnezeu cu noi la în multe, în foarte multe circunstanțe din viața noastră ne pune să fim omul potrivit la locul potrivit. Asta a fost în dreptul meu. Într-adevăr, spun, au fost foarte multe eforturi, au fost foarte multe sacrificii, în viață nu există beneficii fără sacrificii. Trebuie să fii dispus să-ți asumi sacrificii ca să ajungi la anumite beneficii. Dar în același timp, toată munca pe care o am depus-o, pot să spun cu certitudine că am fost oameni care au muncit mult mai mult decât mine și rezultatele lor sunt încă tot muncesc. Muncesc și atâta tot. Ziceai că da. ești autodidact. Crezi că e importantă școala la maniera în care se face acum, văzând o tu prin prisma fiilor tăi, a copiilor, uh, în a te ajuta să ajungi, să faci bani? Educația financiară întotdeauna uh, e foarte importantă. E foarte importantă. Nu e importantă atât de mult câți bani câștigi, cât de mulți bani cheltui. Degeaba uh, câștigi niște sume, pentru că asta mi se întâmplase în trecut. Câștigam niște sume destul de mari de bani, dar cheltuiam... Cel puțin tot atâția sau mai mulți, adică eram tot timpul într-o pană, într-o criză de uh, finanțe. Uh, pot să spun că una de educațiile financiare cele mai bune, care le poți învăța așa ca și definiție, uh, sunt procentele astea cu 70-20-10 în care, din tot ceea ce ți intră, în, în, ca și venituri, 70% intră înapoi într o recircula, 20% îi uh, uh, economisești și 10% îi dăruiești. Aici, cât simt păstrezi principiul ăsta, ai tot timpul un plus de... Ai tot timpul în plus de. A, referitor încă o dată la, la partea de sfaturi, nu cred cum spune că există un sfat general valabil pentru oricine, mm -hmm. dar ca și sfat, dacă vrei să te apuci de ceva, trebuie să te apuci în domeniu pe care îl cunoști. Nu o să mă apuc acum în industria prelucrătoare de, nu știu, de metale, în care eu nu am lucrat niciodată. Dacă ar fi să mă apuc de un business în aviație în care am niște cunoștințe, am niște informații, e clar că educația pe care eu am primit-o și informațiile pe care le-am ajută și eu voi putea dezvolta un business. Uh, orice business dezvoltat cu bagajul de cunoștințe uh, 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 asupra ta, e clar că uh, are alte șanse de, de, a fi un business de succes. Deci ești pro-educație, acum sunt niște trenduri în care unii zic, a, bă, nu, te ajută școala, de fapt, te ajut sigur. Nu există, deci nu există succes cu adevărat fără să fie educat. Și dacă ai, la un omit moment, parte de succes, foarte, în foarte scurt timp, tu poți să pierzi tot succesul ăla și tot capitalul pe care l-ai din cauza lipsei de educație. Da un exemplu aici și sunt uh, uh, acele persoane care au câștigat la loterie. Domnule, nu există o, o, o șansă sau o, o variantă de a te îmbogăți mai repede decât câștigatul la loterie. Uh, dovedit statistic sunt toate persoanele care au câștigat la loterie și vorbesc de sume foarte mari, în decurs de un an de zile au fost mult mai săraci și total nefericiți uh, decât au fost înainte de a câștiga la loterie. Deci, câștigul la loterie a fost, de fapt, o pierdere, o pierdere enormă pentru ei. Nu au avut bagajul de cunoștințe de a gestiona acel uh -huh. capital, acea sursă pe care ei au primit-o. Deci, dacă uh, ai primit niște bani foarte repede și tu n-ai fost obișnuit cu bani, foarte, mar șansă venit, să -ți, așa se da, foarte mari șanse să-ți dăunezi, să pierzi mai mult decât ai câștigat. Ziceai la un moment dat că ești eu și din tot ce da. am povestit până acum, ziceai de, de faptul că. Uh, îl iubești pe Dumnezeu și ai crescut într-un context creștin și duci mai departe toată treaba asta uh, întrebarea mea e pot uh, merge împreună uh, cele două, adică uh, poate un om de succes uh, care face banii să fie în același timp un bun creștin să păstreze da. Da. principiile, spun... valorile Bibliei? Pot să spun cu tărie că da și fac aici o ilustrată care cred că e destul de, de sugestivă. Credința și finanțele sunt ca două linii de tren care merg în aceeași direcție. Ajung în aceeași gară. Deci e foarte, foarte interesant. Merg. Dacă încerci să le apropii prea mult, să le pui una peste alta la altă, pică trenul de pe roți. Deci el are nevoie de o distanță precisă și exactă între ele încât să funcționeze, să meargă trenul înainte. În momentul în care se depărtează una de cealaltă, iarăși pică trenul nu între șine și iar nu i bine, înderează. Deci, ele merg în aceeași direcție, dar în același timp, în același timp, trebuie să faci o distinție clară, o distinție clară între ce înseamnă partea de finanțe și partea de credință. E o chestie care eu am învățat, am învățat-o pe pielea mea într-un mod destul de dureros, în ideea în care a, un prieten meu drag din copilărie. Daniela, păstor, un, 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 băiat extraordinar care el nu știe, de mi-a dat o lecție extraordinară. Eu m-am lăsat atunci de facultate de teologie, el continuase facultate de teologie, era în studii și mi-a zis, Marian, păi ce faci? gotați mai te împărăția cerurilor și după aia toate... Păi știi ceva? Zic, lasă-mă pe mine cu astea, că eu acum vreau să fac business, eu întâi vreau să fac bani și, uh, după ce o să am bani, be, da, da, clar, clar, ok, asta este. Pot să fac. Pot să mă ocup și de împărăție. Mama mea, nu-i bine ce faci tu. Deci, trebuie să te gândești care sunt prioritățile. Și a fost unul dintre lucrurile care mi-au rămas și astăzi, un ecou în, în, în urechile mele și care, uh, da, m-am oprit. Una dintre, dintre, dintre întrebările care mi le-am pus în cap, da. Am făcut bani, am făcut și chestia asta, dar nu mă, mă trage departe, departe de zona de credință. Deci, exact, începea să se depărteze liniile și începea să împice locomotiva între roți, între, între șine. Asta e. Deci, ca și răspuns clar, se pot duce în aceeași direcție. Nu este absolut nimic a greșit. Marii patriarchi a au fost oameni bogați, nu au fost oameni săraci. Mm. Consider că binecuvântarea îmbracă foarte multe forme, una dintre formele pe care îmbracă este și zona financiară. Nu înseamnă că un om care nu are bani sau nu dispune de bani nu este un om binecuvântat. Nici într-un caz. Deci consider că uh, 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 binecuvântarea îmbracă multe forme. Una dintre forme pe care le îmbracă este și partea financiară. Cea care ai văzut-o în viața ta și ai experimentat -o. Exact. referindu-ne puțin la trecutul tău, la cine ești... Uh, Facem greșeli când suntem tineri, așa, dacă ar fi să ne zici care e marea greșeală care n-ai mai repeta-o privind în urmă? Pot să spun... Am făcut foarte multe greșeli. Nu una, nu una care să fie capitală. Foarte multe greșeli. Una dintre greșelile pe care pot să spun că mi le, mi le reproșez a fost... Faptul că m-am depărtat de uh, familie pentru business și pentru bani. Și asta a trebuit o corecție serioasă și severă. Deci nu poți să uh, prioritizezi uh, business-ul în defavoarea familiei, în defavoarea copiilor și în defavoarea credinței, sub nicio formă. Trebuie obligatoriu să ai tot timpul o ordine de priorități clare în mintea ta. Deci astea între întregășări care n-aș mai Aș mai, -aș, -aș, -aș mai uh, face-o niciodată, nu aș uh, petrece mai mult sau nu aș lua din timpul meu pentru familie și pentru uh, biserică și pentru uh, să mă duc în zona de business sau pentru bani. Mm -hmm. Ai avut experiențe uh, cu Dumnezeu în care uh, ai învățat să mergi mai departe și ai văzut efectiv cum mâna lui Dumnezeu uh, te-a împins, uh, nu știu, poate în zona de familie sau o lecție puternică pe care ți-a dat? Da, am și în zona de familie și în zona profesională. De multe ori suntem în situația asta în care din ambiția noastră încercăm să împingem lucrurile până la un punct, dar ești în situația de a, nu știu, a fi obligat să-ți să resetezi puțin, să resetez puțin sistemul și gândurile și așa mai departe. Un episod foarte, foarte interesant în care semnam un contract important, așa la București. Eram plecat cu fratele meu, cu avionul meu, eu eram pilotul, am zburat până la București, aterizat pe Băneasa, acolo luat taxi, mers, birouri, mă rog, întâlniri de afaceri care s-au prelungit destul de mult până o oră târzie. Era și ziua mea de naștere, aveam o conferință la, la Castel, erau. Cred că în jur de 200 de invitați, probabil 250 de invitați, dacă mă duc aminte bine, pregătisem și o masă acolo și când am venit înapoi la aeroport, am terminat întâlnirile pe București, am venit înapoi la aeroport, am depus planul de zbor, le... se stricase vremea. Era o vreme deja foarte turbulentă, deja era uh, zonă de ceață, erau, uh, vremea se stricat foarte rău, în viață contează enorm de mult. Și uh, vreau să spun numai că am făcut decizia care e destul de greșită, am toată conjuntura, era presiune pe mine, trebuia să ajung neapărat acasă, mă așteptau atâția invitați. Uh, și am zis, măi, ce să fac, ce să fac? Și zic... Uh, zbor, fac decizia, mă duc, zbor. Am dat drumul la planul de zbor, am rulat pe pista, am decolat. Din cauza plafonului de nori, era un plafon de nori extraordinar, uh, trebuia să stăm sub o anumită altitudine. În momentul în care ne-am apropiat deja de zona Carpați, să traversăm Carpații, uh -huh. să trecem în zona Sibiu, uh, am pus avionul pe plan, pe pilot automat uh, și am dat rată de urcare, se urcarea deja de la turnul de zbor, în momentul în care intri în nor, nu mai vezi nimic, nu mai ai niciun reper, nu mai ai nicio direcție, nu mai e absolut nimic. Ești pe pilot automat, avionul urcă singur, își face treaba lui. Coordonate. Absolutamente tot. Și stând eu liniștit acolo, intrasem deja în nor, era totul alb, alb, alb în jur, așa ca și cum stai și noți în lapte, nu vezi absolut nimic în jur. Dintr-o dată, îmi intră niște alerte foarte severe, alertă teren, alertă teren, primul oară în zona galbenă, după aia în zona roșie, asta înseamnă că este pericol iminent de impact. Adică muntele este aici și rata cu care urci tu este mai mică decât înălțimea la care trebuie să treci peste munte. Oh. Uh, știam că... Deci atunci am avut certitudine așa cum mi se accelerează pulsul, că mă gândesc, momentul și așa mai departe, știam efectiv că murim. Deci știam că avem câteva secunde și după care o să murim. Uh, fratele meu s-a uitat la mine, Marian, suntem ok? Zic, uh, nu suntem ok. Ata m-a pucat cea mai scurtă rugăciune cu Doamne ajută. Uh, uh -huh. Am luat avionul la Manș, deci pentru orice pilot uh, care a mai zburat uh, cu un avion niciodată în nor, unde nu ai repere, nu e avionul de pe pilot automat la Manș și să-l ții la mână pentru că tu nu ai unde să-l ghidezi, nu știi nu unde să te duci cu el. Prima mea reacție a fost să trag, pentru că dacă știam că este ceva în față, trag de bot în sus și mă înalț ca să nu lovesc, nu lovesc respectivul monte, indiferent ce ar fi. Am făcut o, o manevră relativ acrobatică, după care obligatoriu a fost să mă întorc pe traiectul pe care m-am înalțat. Uh, înălțat. Ei, fiind de nor, nu am mai putut stabiliza avionul sub nicio formă, pentru că nu aveam afară niciun, nici linia orizontului, niciun reper vizual. Credeți-mă, am zburat și în, în cap, și pe o aripă, și pe avionul era dotat cu un ecran în care îți arăta în partea de sus cer, în partea de jos terenul. Dar are și o oarecare inerție din cauza aparatelor. Am reușit să pun capul în, în aparatul respectiv și să încerc să stabilizez aeronava. Este imposibil, sincer să vă spun. Este absolutamente imposibil. După, nu știu să spun, zeci de secunde, un minut, două, am reușit să pun oarecum sub oarecare orizontală avionul nu eu. Și aici vreau să spun, aici a fost Mâna Dumnezeu. Cel uh -huh. puțin pe fiecare am avut un înger, doi care au ținut acolo și au uh, stabilizat aeronava respectivă. La oricine povestesc din lumea aviației care cunoște ce înseamnă un astfel de, de eveniment, Maria, în faptul că tu astăzi mă ești în viață este o minune. Uh, am reușit să pun avionul la oarecare orizontală. Uh, nu știam exact altitudinea la care sunt, pentru că uh, aparatele de zbor, ele trebuie uh, setate tot timpul în funcție de presiune atmosferică. Uh, era într-un câmp atmosferic foarte turbulent, nu știam exact altitudinea la care sunt, nu știam exact relieful care e sub mine, pentru că mm. eu trebuia să trec peste un munte, dar înainte de munte se și așa mai departe. Și uh, am reușit în mare viteză să dau o altă destinație. Am zis, domnule, în jos, spre vale, direct Craiova. Și am reușit să pun avionul pe un traiect să mă ducă către aeroportul din Craiova, unde, tot așa cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumită lui, am reușit să facem o aterizare de urgență, o aterizare forțată. Foarte interesant. Oamenii s-au și speriat când s-au trezit cu noi acolo. În momentul în care am reușit să ies sub nor, aș fi zis ca sub o pătură. În momentul în care am reușit să ies sub nor, deși eram, mă uitam tot, nu vedeam nimic ca alb în jos, mai coboram un pic. Frate, îmi zic, mai uite-te frumos în jos, să vezi dacă mai vezi ceva. Iar mai uitam, mai coboram un pic, mai coboram un pic. Am reușit să ieșim. Între dealuri, deci vârful dealurilor erau în nori și sonde, sonde de petrol erau cu vârful în nori Și noi am reușit să cobrăm exact pe o vale, fără, exact să o o vale fără să știm unde suntem, fără să avem niciun ghidaj. Am coborât efectiv din nor, picat din nor. Asta a fost uh, un moment în care mi-am dat seama că numai grația lui Dumnezeu și faptul că mai are un plan cu mine, eu mai sunt în viață. Pe acea vale am reușit să... Am reușit cu chiu cu vai. Uh, uh, după... In, GPS-uri și aparate am reușit să ajungem la aeroportul din Craiova, unde oamenii, speriati, ne așteptau cu uh, autospecialele de pompieri, cu uh, salvarea, cu tot. lumea. Da, Dacă dai un, uh, un uh, astfel de avertisment de, de aterizare forțată, sunt obligați să te aștepte. Da. Uh, partea cea mai interesantă a fost faptul că Știind că am atâția invitați acasă, am sunat de urgență să vină cineva să mă ia. Am luat un taxi din Craiova înspre Caransebe și am zis, dom'le, grăbiți-vă că trebuie să ajung la Arad. De la Rad plecase un prieten cu un BMW să mă ia. M-a luat de undeva din Caransebe și pe la jumatea drumului și uh, de la Caransebe și până în Arad, cred că era să murim de vreo trei ori cu mașina, așa s-a grăbit. mă oh. dacă n-am reușit să mor cu avionul, te rog frumos, dă-mă măcar până acasă, în siguranță. Uh, Dumnezeu a fost cu noi și uh, am ajuns cu bine acasă. Chiar la momentul la care deja se terminase conferința, la toți aveau deja, au servit masa, deja pleca majoritatea din ei. interesant oricum momentul. Chiar te păzit Dumnezeu. Da, da, da. Încă are un plan cu noi și cât timp îl are, el ne ține în viață. O spune în un moment acum așa, ai, știu că la un moment dat aveți o ofertă în care îi plimbai mirii cu avionul. Da. Povestește-ne un moment în care, nu știu, Poate amuzant da. sau interesant în care ai primbat o pereche cu avion. A, Da, am făcut chestia asta, dat că am inaugurat acolo la domeniu o pistă și un hangar, am adus avionul acasă și a, aveam o ofertă, dacă se face nuntă la noi, să facem ori lansări de petale din avion la nuntă, ori să facem o mini croazieră pentru miri. Uh, da, o chestie foarte interesantă pentru că uh, aveam un cuplu de miri care erau veniți la o repetiție de nuntă și împreună cu șeful de sală erau acolo în birou și stabiliserai că vor să aibă acea mini croazieră. Tocmai în ziua aia mi-am zis, bă, o să iau avionul să fac. Sunt și pilot de acrobație, mi-am luat licență și pe zboruri acrobatice și așa mai departe, zboruri speciale de noapte, mă rog. Dar ca și idee, în ziua aia am luat avionul la o probă, am ridicat și eu când zbor singur, de obicei fac tot felul de manevre acrobatice, căderi pe oripă, căderi pe coadă, rasmături, tonouri și alte tipuri de uh, acrobații. Uh, în momentul în care au ieșit din castel, pe trepțile castelului, eu zburam deja cu avionul așa la, la 90 de grade, căderi pe coadă, tot fel de manevre acrobatice foarte îndrăznețe, să spun eu așa, și la care se uită, mi zice, ăsta este avionul cu care o să zburăm noi? <laughs> da. Și ăsta e pilotul cu care o să zburăm noi? Da, zice. Nu mai vreau. Gata, mulțumim. Ajunge până aici. Um, nu, când zbor cu pasageri întotdeauna, zborăm clinații maxim la 35-45 de grade maxim. Încercăm să nu punem pe nimeni în situația de a se simți rău sau de scopul să te simți bine, să fie ceva plăcut. Marian, nu vreau să încheiem podcastul ăsta până nu ne spui și de vânătoare. Eu știu că tu ești pasionat și de vânătoare printre altele și... Uh... Cine a stat cu noi până acum? O să mai stea și la... Povestește-ne un pic despre vânătoare. Care a fost cea mai interesantă partida ta de vânătoare? Da, sunt în primul și în primul rând conservaționist, nu sunt criminal în serie, cum s-ar crede, dar sunt mare vânător și foarte pasionat de vânătoare. Um am vânat pe mai multe continente, am vânat peste 82 de specii până la ora actuală le numerotez. Da, le fac la fiecare parte de taxidermie și naturalizare și le păstrez pentru că consider că asta este un lucru foarte important și de educație pentru cei care ne uh, vizitează și care vor să vadă. Ei, legat de după ce am vânat uh, foarte multe, antilope, gazele și uh, n am fost în Africa de mai multe ori. Mi-a venit mie în uh, gând, uh, hai să, după ce le-am vânat tot și să vânez și pe rege, pe <laughs> leu. Și după ce am studiat eu mai mult puțin cum se face vânătoarea asta la leu, am, uh, am ajuns uh, în Africa, a fost în uh, septembrie 2021. Am nimerit la un profesor universitar, proprietarul concesiunii, care era pasionat, foarte pasionat de vânătoare și care avea și o etică de vânătoare foarte, foarte serioasă. În toate filmele în care eu m-am uitat și în toate tutorial, o plimbare cu mașina în care ți arată, uite asta, este Leo, te pune jos undeva pe un trepied și tu îl împuși și după aia mergi să faci o poză cu el și te felicită, bravo, ai vânat Leo. Când am ajuns acolo, uh, am făcut prima ieșire în teren, ok, am căutat după Leo respectiv vreo trei zile, dar când am văzut prima ieșire în teren, zis zice, mașinile rămân aici, un teren foarte accidentat cu multe vegetație, în care se putea scunde la fiecare 5 metri de tine, nu aveai certitudinea uh, uh -huh. dacă ești în siguranță, mi-am dat seama că nu suntem ok în siguranță, am zic, nu, mergem cu mașina, nu, vom merge la pas. La pas să vânezi Leo, zic, nu se poate, zic, nu e ok te-ai răzgândit. Nu să le spun că mi-e frică, zic, dar chiar mi-era. <gântu -i> uh, cum să spun că nu mai vreau, băi, zic, am patru copii acasă. Eu, știți, uh, 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 Joe uh, mi-a zis, Marian zice, vânătoarea adevărată la leu se face cu șanse egale. Asta mai zice, vreau să spun asta, șanse egale, adică îl împușcă pe el sau mă mâncă el pe mine, adică despre ce vorbim aici? Nu, șansa egală, șansa vânatului este să mergi la pas și să îți dobândești respectivul trofeu într-un mod uh, demn. Nu, să mergi să-l împuși de la o pe o lunetă de o, uh, un kilometru în care el să nici nu știe ce l-a uh, Bun, long story short, uh, după trei zile de căutări la pas reușim să găsim respectivul, respectivul leu un mascul enorm. 300 de kilograme, fantastic, mă rog, un leu cu probleme, relocat, în care intra într-un anume program în care trebuia neapărat recoltat. Nu o să povestesc foarte mult din ce cauză l-am împușcat, dar ajung în situația în care, intrat în teren, eu eram primul în față, secundat de doi vânători profesioniști cu carabine, în alți doi în spate, pasniți, rangeri, și încă un nu să spun acum, un oficial de la Parcurile Naționale Africane care supraveghea și el cu carabină. Deci eram mm. șase carabine și toată lumea când înaintau efectiv cu siguranța scoasă și cu pușca loc, așa înaintau de frică să nu sară din 5 metri, 7 metri pe noi. Am reușit în sfârșit să reperăm animalul. Ne-au așteptat după, deja eu ne după niște tufe, noi nu l-am văzut efectiv, la 20 de metri în fața noastră și când a început să ragă, să facă urât, pur și simplu a început să tremure toată, cât eram de curajos și cât de bărbat m-am simțit eu, am zis, Jesus, acum te pocăiești pe repede pucat? înainte, te pocăiești pe repede înainte, că nu ai încotro. Uh, am avut, pur și simplu, uh, o, 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 cum să spun eu, o groază și o teroare fantastică în momentul respectiv, am reușit după alte două ore să-l să vânăm, s-a lăsat foarte greu, a fost pușcat din 20 de metri în, 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 în viteză. În cele din urmă s-a terminat cu bine, adică eu am venit acasă cu pielea întreagă, Leo a ajuns tot cu pielea întreagă, acum la, la noi o să fie probabil naturalizat și o să fie expus în castel. Mhm. Pot să spun că palpitant și foarte, foarte, n-aș mai repeta experiența de -o oară. Ce chiar vrea să vă leul ăla acum, că știu povestea. Da, <laughs> da, o să vin, o să fie la castel expus pentru cine o să vrea să-l vadă. Ma, Maria, mulțumim frumos pentru faptul că ai acceptat să vii cu noi la, la podcast. Dacă mai ai un gând de final care vrei să-l transmiți... Mulțumesc care... pentru invitație, am avut un timp extraordinar. Chiar mă uitam la ceas, am zis că o să facem maxim o oră și cred că a trecut o oră și jumătate. Sper să-l prescurtați puțin la, la regie, la montaj. Vă mulțumesc mult pentru invitație și să ne vedem cu bine. Apreciem și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze mai departe familia voastră, copii, soția și tot ce, ce faceți mai departe. Amin. Amin. Dragilor, mulțumim că ați stat cu noi până la final la acest podcast. Sunt convins că ați avut multe de învățat, fie că e vorba de business, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de credință. Dacă v-a plăcut acest podcast, dați-l mai departe, dați un share, dați, distribuiți acest material. De asemenea, nu uitați să vă abonați pe paginile noastre, fie că vă abonați pe YouTube, la Ecclesia Live, pagini de Facebook, Instagram. Dați mai departe toate aceste lucruri și uh, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pe data viitoare aici la Eclesia Live cu un nou podcast și un invitat aparte.